ce înseamnă cu adevărat să muncești la o relație. Să muncești la o relație nu se referă să depui doar tu efort fără ca celălalt să facă nimic. Să muncești la o relație înseamnă să muncești tu cu tine, cu stările tale, cu neîncrederile tale, cu rănile tale emoționale, astfel încât problemele pe care tu le ai să nu intervină în relația ta și să îți distrugă iubirea, conexiunea pe care o ai cu cineva. Să muncești la o relație de foarte multe ori este înțeles drept un efort uriaș pe care tu trebuie să-l depui zi și noapte ca să îi captezi atenția celuilalt. Însă, atunci când vorbim de iubire, tu nu trebuie să muncești ca să fii văzut sau iubit sau apreciat de celălalt, pentru că asta vine de la sine. Să muncești la o relație înseamnă să ai răbdarea, iubirea, grija, compasiunea care ție îți permit să ții relația funcțională, dar asta se întâmplă dacă și din partea cealaltă există aceeași dorință. Dacă doar tu muncești la relație, nu se numește că te străduiești să-ți rezolvi problemele de cuplu, ci se numește că efectiv investești energie într-o direcție moartă, de unde nu vine nimic în schimb. Este foarte important să pricepem că nu putem noi să fim cei care muncesc la o relație în timp ce partenerul nostru nu face nimic, nu este dispus să se schimbe, să se vindece sau măcar să ne lase pe noi să-l ajutăm. Foarte mulți oameni spun că eu muncesc, eu fac tot în relația asta și celălalt o să se schimbe pentru că eu depun acest efort. Nu! Celălalt o să se schimbe dacă în urma stării lui, emoției lui, trăirii lui, el decide, își dorește, vrea să fie un om mai bun în primul rând pentru el însuși și apoi un partener de cuplu potrivit pentru tine. Dar altfel, ca tu să spui eu muncesc la relație și relația se va îmbunătăți, nu. Tu nu poți face decât să fii cine ești, să-ți vindeci rănile tale, să îi oferi celuilalt spațiul emoțional, iubirea, grija de care el are nevoie, însă munca în echipă este ceea ce ține relația în picioare. Prin urmare, oamenii care își imaginează că dacă vor depune efort în locul celuilalt, vor salva relația, se înșală, pentru că la un moment dat în orice relație vine un punct în care tu nu ai cum să tragi singur. Și de fapt, nu doar că la un moment dat în orice relație vine punctul în care tu îți dai seama că nu poți să tragi singur, dar o relație implică două persoane care trebuie să aibă scopuri comune, valori comune și care au nevoie să se sincronizeze emoțional, spiritual, mental, sexual. Dacă această sincronizare nu există sau dacă nu există nici măcar interes pentru sincronizare, cele două persoane nu vor reuși să vorbească unul pe limba celuilalt și va fi mereu o cantitate de muncă inutilă de